Deși definite pe R, mai puțin valorile 0, 1, minus 3 pe 4, valorile. Și cu asta am rezolvat. Deci cu ori de câte ori vedeți o fracție, punem condiția ca numitorul să fie diferit de 0, luăm negația, adică o egalăm cu 0, vedem ce se întâmplă acolo și găsim toate valorile pentru care numitorul e 0. Acele valori le scoatem din mulțime. Iar în afară de acelea. Asta înseamnă că stabilim domeniul definiției unei funcții. Așadar, Diana, noi ne-am cunoscut acum prima dată. Povestea este că matematica presupune o legătură perfectă, zi de zi, oră de oră. Și dacă suntem sinceri, trebuie să spunem lucrurile pe nume, că undeva, mult în urmă, lucrurile s-au rupt la tine. Ai putea să spui că de când n-ai mai înțeles la clasă? La cinstit. Nu, și de clasă nu. Nu. Mult mai devreme. Asta e. Ai învățat mecanic, Diana. Deci tot timpul efortul maxim ai depus. Hai să spunem pe cea dreaptă. Ai depus efort maxim înțelegând matematica mecanic. Gândind tu că așa ai o șansă. Dar cum ai descoperit că lucrurile mecanic trebuie făcute la matematică? Cine ți-a spus asta? Deci nu ți-a spus nimeni, nu? Dar totuși, cum? De la învățătoare trebuie să fie povestea. Mai urmă, mult mai urmă. După părerea mea, de la învățătoare. Și eu sunt foarte tare frământat de ce proful online s-a coborât până la nivelul, eu l-am predat la liceu, dar am coborât până la nivelul 1-4, pentru că am descoperit că în perioada asta copiii se învăța să memoreze doar atât la matematică. Și învață un set de formule. Școala, în general, face o chestie extraordinară, că agresează intelectul unui copil. Pentru că se bagă informații, ani, la istorie, nu știu ce, nu știu cum, fără să înțelegi nicio clip utilitatea. Te trezești doar uzat, fiindcă ai memorat fel de fel de lucruri, a căror utilitate nu înțelegi nicio clipă, doar nevoia de a trece într-o clasă în alta, asta este singurul motiv pentru care faci acest efort. Imens! Nopțile dormite. Stai acolo și repezi, și repezi. Și la literatură, acolo, trebuie rezumat, nu rezumat, cum se cheamă, ce... am și uitat cum se spuneam pe clasa 8-a, când se pregăteau pentru admitere. Și la bacalaureat și la capacitate, se memorează niște, nu rezumate, cum se spuneam... Nu scapă, oricum. Cert este că doar exersăm memoria și o uzăm în mod inutil. Matematica nu asta este. Matematica, prin excelență, se învață să gândești, să zâmbești, să simți lucruri cum merg așa frumos unele din altele, relațiile merg frumos. Deci trebuie descoperit firul roșu al matematicii. Ori asta m-a făcut pe mine să cobor, să mă duc tocmai jos la 1-4 și fac lecții cu copiii la unii, învăț să gândească. Nu să memoreze. Că nu te alegi cu nimic. Asta e drama mare. De ce lucrurile s-au blocat? În toate lecțiile mele, dacă o să le urmăi, și te-aș sfătui să faci așa. Să începi să pornești de jos, de la clasa 5-a, 6-a, 7-a. Acolo lucrurile trebuie așezate. Da? Deci acolo, fără acelea, nu putem face nimic. De la clasă acum, sentimentul tău este că te duci și nimic nu se percepe. Absolut nimic. Nu te cer. Eu nu te cert. Eu spun niște lucruri care se întâmplă pentru toți copiii din țara asta, acolo, ei, în situația asta, aflându-se foarte mulți dintre voi. Foarte mulți. Toți cei care n-au decât varianta memorării fac niște eforturi BCD inutile și fără niciun rezultat. Deci sfatul meu este să iei de acolo lecțiile acestea. Sunt la dispoziția voastră, sunt pe internet, sunt la îndemână. Fără o temelie așezată, bine pusă la punct, nu poți construi nimic. Absolut nimic. Așadar, ne oprim aici. La revedere!